Cine face porunci? Olin? Și eu, Olin. Mamă, ia uite ce cântă. Ia bolul de acolo, ia b***. Dar fii atent că mă băgam și eu. Papa. Devei fi curajos și celor doi le faci câte un compliment real, nu mai primești porunca. Fără niciun scandal, ia-i în brațe și spune-le ceva frumos. Da, frumos. Hai. Băi, înainte să ridicăm cloșurile, trebuie să îmi îndeplinesc porunca. Ia zi. Las porunca. Ce ai de făcut? Scrie așa. Devei fi curajos și celor doi le faci câte un compliment real, nu mai primești porunca. Fără niciun scandal. Ia-i în brațe și spune-le ceva frumos. Vino, uite. Cel mai mare respect pentru tine că ai câștigat primul sezon. Așa. Și sincer, știu că ai câștigat pe merit pentru că ești unul dintre cei mai buni bucătari cu care am stat vreodată de vorbă. Bravo, felicite. Domnul Scărlătescu, sunt mândru de faptul că ești colegul meu. Ești cel mai chelios dintre chelioși. Și era un compliment pentru că să fii chelios, știi foarte... Să te mai pup, ești nebun. Băi, știi că te iubesc, dar chiar așa te văd în toată lumea, ești nebun. Ești cel mai frumos bărbat care a stat vreodată la mine în curte. La ce? Vezi? La mine în curte. Gata. E greu să-i faci lucrați un compliment. Da. Dragul, dar te dai cu cremă, pof. Pof, chelios. Ești cel mai slab.